Aglomerație la Bursa Locurilor de Muncă din Gorj. Sute de oameni au venit în căutarea unui loc de muncă. Anca este una dintre persoanele din Gorj aflate în căutarea unui job. La 28 de ani are experiență în mai multe domenii. Spune că nu este rușine să muncească, dar se consideră o victimă a sistemului din România. Cum pare oferta? Să zicem, nu știu dacă e adevărat. Aici e o ofertă de la trilogie, pentru că le cunoștințe relace. Deci le zice că nu e așa, așa. Am terminat, să zicem, la facultate, am lucrat în domeniu și fără file de nicăieri. Asta e realitatea. Trilogie o să mă audă cine trebuie să vadă file relații și cunoștințe, oamenii competenți nou. Cum sau ce ai dori? În ce domeniu ai dori să... Sincer, ceva nu văd. Eu sunt de asistentă medicală, da? Am experiență. Nu mă avem că le ține apărat statul de asistentă. Să am un job măcar decent, pentru că toate sunt sfântate. Cum au fost salariile propuse? S-a discutat? Ai discutat despre salarii aici? Nu, bineînțeles. Crezi că vei găsi un loc de muncă aici? Să zice, nu știu. 60%, dar nu știu. Am tot ce zboară se mănâncă, multe fabule și de-astea. Așa e la Târgu Jiu. De ce ai de făcut? Păi, secretară, asistentă aici la centrul militar, pentru că se facă angajări. Și ăștia, păstării superioare, că am fost și am avut și job-uri femeie de servicii în multe și nu e ok. Adică nu e ok, când ai bani, te duci orice caz, nu. La fel ca ea, alți domni trecuți de prima tinerețe caută cu disperare un post de fierar betonist. Nu, suntem înscris la fierar betonist. Revenim că să trecem la angajatări. Nu știu ce se întâmplă. Și ați găsit un post de fierar betonist? Nu. Din șomaj ne-a propus să facem un curs. Și da. Acum vreți să căutați un post pe calificarea pe care o urmați? Da. Și ați găsit ceva? Nu, nu găsirem nimic, nu. Două locuri văd că sunt acolo, scrie și nu te arăt. Înțelegi, da, ce? De cealaltă parte, angajatorii se plâng de lipsa locurilor de muncă. Care este oferta dumneavoastră la această bursă generală a locurilor de muncă? Caut lucrător în bucătărie, bucătar și ajutor de bucătare. Ca și salariu, vorbim de venituri în valoare de? Peste salariul minim economic. Este o problemă cu forța de muncă în județul Gorj? Foarte mare. Este o problemă foarte mare. De ce credeți că nu doresc? Nu dau seama. N-am găsit răspunsul. Suntem o întreprindere care activează în domeniul petrolier și căutăm frezor universal, lăcătuș mecanic, stuzar, electrician, inginer automatist. În total, ca și număr de posturi? Dacă reușim să aducem măcar te doi pe fiecare post, este ok. Ca și venituri, și venituri atractive? Da, suntem firmă de construcții și... În cazul acesta beneficiem de ordonanța 114 și față de salariile existente în județ sunt peste medie. Vă orientați spre forță de muncă tânără sau cu experiență? Căutăm ambele categorii, căutăm și oameni tineri pe care să îi formăm, cât și oameni cu experiență. În total, la bursă au fost disponibile peste 1000 de locuri de muncă. Am contactat 220 de angajatori, ne-au confirmat prezența 54, care de altfel sunt și prezenți în sală. Ne bucurăm că sunt foarte mulți oameni, jur de 700-800 de oameni. Până acum o jumătate de oră deja dădusem peste 500 de bonuri de ordine. Sperăm ca angajatorii să-și găsească forța de muncă de care au nevoie. Angajatorii au oferite 1046 de locuri de muncă, din care 46 sunt pentru cei cu studii superioare. Cea mai mare aglomerație a fost la viză, șomerii fiind astfel constrânși să participe și să acorde interes obținerii unui loc de muncă.